Uite așa. 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 Opa. Să o un pic pe aici. Auto, băi, mai un indicator. Interes, atenție. Înainte, ora Lux. Mega Lux. Dragii mei, astăzi vă prezentăm ceva premium, ceva de lux, ceva super elegant. Ăsta este nuc, da? Că-i un nuc în canalizare, că au făcut canalizarea pe sub nuc, nu-i nimica. Da, stați să vedeți ce le-a trecut în cap într-un cartier de lux al Sucevei, la marginea orașului, unde se vede, e pe bogăție. Urmăriți povestea, o să vă minunați! Bună ziua, doamnelor, bună ziua, domnilor, bine v-am regăsit. Sper să aveți parte de o săptămână minunată și de o zi perfectă. Suntem în municipiul Suceava, capitala Bucovinei. Să ne înțelegem, crem de la crem, șoa de la, șoa la crem, nu? Sau cum se cheamă în atic? Nu știu, matale, nu știu. Ia uite aici, da? Suntem la ieșire spre Salcea, se vede termica acolo. Suntem pe strada Eusebiu Camilar, dragilor. Ce? Molul, da, păi molul e ăla. Iulus Molul, fratele meu, adică zonă de oameni spălați. Cartier select, cartier de casă, Eusebiu Camilar. Uite-te, frumos te cușelă. 6 metri lățime la stradă, canalizare, tot ce trebuie. Dragii mei, îi felicit pe cei de la primăria Suceava. Bă, așa se fac lucrurile, Ticușor. Așa se fac lucrurile. Și nu vreau să vă rețin foarte mult în această prea frumoasă zi. Hai să-ți arăt cum se fac lucrurile la noi. Ce avem aici când ieșim din Eusebiu Camilar, ca să mai facem stânga strada principală? Avem, bineînțeles, Ticușorul, un prea frumos stop mare, să vadă, da? Capul meu cam cât e și stopul cât e, că nu se vedea stopul ăsta, știi? Nu aveai cum să vezi. O trecere de pietoni, și despre asta o să o discutăm, care vine, Ticușorul, deci trecerea de pietoni, da? Semnul de la cealaltă trecere de pietoni, la cealaltă trecere, pentru cei care vin din partea din principal, este aici, deci trecerea de pietoni, Ticușorul, este aici. Hai să-ți arăt de unde se pleacă pe trecerea asta de pietoni. Nu e nicio trecere de pietoni, că n-a... Ba da, ba da, uite aici, uite acolo, o vezi? Trecerea de pietoni care dă din trotuar în acest prea frumos hidrant erectil. Hai să vezi aici. Zilele astea! Aude aici, Ticușorul, aude aici o frumușață de hidrant. N-ați mai văzut, dragii de voi, așa ceva. Aude ce frumos este. Că dacă... Ce? Care presiune, dai drumul? A vine să vezi un pic aici. Deci e hidrantul care izvorăște, Ticușorul, din canalizare. Ca să ne înțelegem. Asta e canalizarea. Au oftat-o drumul pe aici și au făcut hidrantul. Bun hidrantul ăsta. E bun hidrantul ăsta aici. Șmecherii. Uite că vine și delegația. Ce faci, tate, acolo cu aia? De unde ai venit tu, mamă mică? Mă? Ce căuți acolo? Mă? Doamne! Ticușorul, vin încă să vezi cum au proptit. Vin încă, Ticușorul, să rămână, domnișoară, ce faci, mami, acolo? Doamne, uite-o cum stă. Ce faci, mămică, acolo? Ce faci, tate, cu doi ești? Doamne, 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 doamne. Doamne, doamne, ce faceți, măi, acolo? Dar n-aveți apă? A, nici apă n-aveți. Dar aveți hidrant aici. Ai de mine. Deci ăsta nu s-ai dumneavoastră câții ăștia. Aoleu. Doamne, doamne. Să faci că e mare, să fac cât casă, să fac cât vaca. Doamne, doamne. Poliția animalelor, nu cumva să vă atingeți de dulăi, doamne ferește. Aveți grijă.
sănătate. Oh, succes, domnișoară! Ți faceți, tati, voi de cui sunteți, tati? Ții cu voi, tati, de ce ați ajuns aici, mă, mică? Voi sunteți mai lihniți de foame decât foamea. Doamne, voi s-o inventa foamea, dragi. Uite-te-o leacă la cășorul cât e de, cât e de năcăjit. Ți faci, mamă? Și speriată și... E lihnită de foame. Ia-ți uite la tine, tu ai ceva în mână, ticușorul, camera ta, ea crede că e ceva de mâncare. Am ceva în mașină să-i dau? Oameni, tate, n-are tate să-ți dea nimica. Uite-te cum... Oameni, ce costelivă e. Uite-te un pic. Ce măi frumoșilor și vor să sugă? Doamne, 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 doamne. Municipiu Suceava, bădița e un lungul primar de 20 de ani. Ți-a spus omul ăla, da? 7 duloi aici, trebuie să zic... Uite aici, când ai văzut, numai. Ori tu, ori ei. Da, tati, știi, tati, că ți-e foame, nu știu cum să gestionezi treaba cu tine. Uite ce coastă are. Trebuie să mergem să luăm de mâncare. Da, ticușor, hai să revenim la minunea asta erectilă care se cheamă... Este hidrantul care izvorăște din canalizare. Tu nu știi. Fii atent aici ce a făcut ticușorul ca să poată țeava. Hidrantul ăsta, dacă te uiți un pic, e mai gros decât țeava pe care-i pus el. Tu o vezi un pic? E mai gros. Și ca să nu bălângânească, să nu-l dea vântul, ticușor, nu-l place să vezi ce au făcut, mă. Uite la cât. Tu înțelegi că e mai gros hidrantul decât țeava în care se înfinge? Și ca să nu-l bălângânească vântul, ticușor, tu ești atent. Doamne, tu ai mai văzut hidrantul ăsta mobil? Au pus niște petroaie, mă, ca să nu bată vântul. Uite aici, au pus petroaie, le punem înapoi. No, băi, când e frumos, când e făcut ceva elegant, treaba e bună, mă. Când treaba e bună, e bună și n-ai cum. Băi, când e frumos, când e bun, e bun, e bun, aici e bun. Și se vede, da? Dumnezeu aici, Dumnezeu aici. Nu mai zic nimic. Doamne ferește. Dumnezeu. Ce? Hidrantul se ține de mine. Eu mă țin de hidrant. Ca să ne înțelegem. Aute, sărace, cât e. Facem un lucru bun, mergem să luăm niște mâncare, să le dăm, sau e un lucru rău ăsta pe care îl facem? Mintea îmi zice că nu-i bine, sufletul îmi spune du-te și ajută. Al autoritățile, Batista pe țamba. Dragii mei, când treceți pe la Suceava, pe Eusebiu Camilar, trecea de pietoni care dă din trotuar drept în cel mai erectil și mai mobil hidrant. Are cât are? Are 2 metri ăsta, nu înălțime. Minim 2 metri. Bă, făcut cu cap. Făcut cu cap, făcut frumos, ceva frumos, ceva elegant. Aplauze primăriei Suceava și autorități. Așa da. Un share, un like. Dar ați mai văzut? Le-ai mai zis ușor ăsta? N-ai văzut, nu? De ce n-ai văzut? N-ai cum, mă, uite-te un pic, mă. Tu-ți dai seama, la plin cu degețelă. Și într-o gaură. Asta a fost canalizat. Tu înțelegi că e o canalizare aici. Au tras țava de undeva de acolo, mă, ticușorul. Că dacă te uiți atent, bă, nu sănătoși. Păi bune? Au tras țava de peste drum și au băgat-o? Bă, nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva. Da, e Dumnezeu. În materie de gândire, Dumnezeu. Bă, improvizați. Asta, dragii mei. Doamne ajută, fii primit! Ce zici, ticușor? Să-ți treacă tirul pe la poartă? Ia, cum? Cum o fac acolo? Rezolvat, rezolvat. Hai că vine omul. Meserie la Suceava. Asta trece de fietă, ticușor. Asta trece de fietă. Uite frumos. Canalizare corespunzătoare. Păi ce trebuie? E ce trebuie în municipiul Suceava. Cartier de lux? O tension? Cartier de lux. A ce atâta grabă cu modernizare? Lasă chestii vreme și pentru modernizare. Hai, Doamne ajută. Cineva, ăla care pleacă ultimul, să stingă lumina, dragilor. Că-i păcat. Să rămân în istorie. Un share, un like, comentați domniile voastre. Sunt convins că sunteți mai cuminți decât mine și știți că așa trebuia să arate un hidrant. Ca melesteu în ceaunte. Da, să pune o vrăbiuță pe el, s-a terminat cu Caterinca. Iar nu ia cineva la ceartă. Doamne ajută! Nu, nu filmează. Bă, nu filmă. Să rămână, da geamul că nu vă aud. Am venit să fac poze cu hidrantul pe poze de melesteu. Dumneavoastră? Cartier de lux, frumos, felicitări! Da, doar utilități, nu este mai sus. Vreați și utilități?
ce pretențioși sunteți acolo. Din ce țară veniți? Ia ziceți drept, că nu e... lăsați că e suficient, dar nu aveți azi cu roșu frumos. Ce vă mai trebuie? Vă branșați. Dar ce nu aveți acolo? Ce nu aveți în capăt? Bogați? Vezi Tigășorul? S-au tras apă, canalizare și... Să nu uitați să mergeți cu plata de impozitul la primărie, vă rog frumos, da? S-a plătit impozitul, da? Nu vă să-ți arăt figura, doamne, este absolut delicios. Vă las că încurcăm circulația aici. Se rămână, doamne. Ce-au tras curent, s-au tras canalizare și s-au tras apă. Și-au fost la primărie să plătească impozit. E Dumnezeu aici la Suceava. Bădița are nevoie de bani ca să facă roată panoramică. Doamnelor, domnilor, urgent la primărie, dați cu banul că e nevoie. E de cheltuit, bani de salarii, jumate de... 42% a fost execuția bugetară pe anul trecut, Tigășorul. Nici bani de salarii n-a avut bădița. Tu-ți dai seama? Dumnezeu, la Suceava e ce trebuie. Comentariile vă aparțin. Sus inimile. Tigășor, sus hidrantul. Îl luăm? Oh, aleu!